Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să încerc ceva super, super tare. Vreau să încerc să fac cel mai mic fidget spinner din lume. Am căutat peste tot și până la urmă am găsit acest micuț rulment. Nu știu dacă se vede, stați să focalizez. Sincer, nici nu știu cum să-l țin în mână. E prea mic ca să-l pot învârti. Însă am acest suport care mă va ajuta. O să-l bag acum în benzină pentru a-l curăța și a se învârti mult, mult mai bine. Ok, deci am curățat rulmentul, iar acum haideți să încercăm să facem cel mai mic fidget spinner. Dușmanul din clipul trecut. Am avut aici o clamă de păr, a trebuit să o stric pentru a-i lua dinții aceia, știți cum e la Piapten. Cam așa va trebui să îi lipesc eu pe acest rulment. Haideți să vedem dacă reușim să facem cel mai mic fidget spinner. Ok, haideți că ăsta s-a lipit. Să mai lipim încă unul. Am reușit să-l prind și pe al doilea. Arată destul de bine până acum. Sper să și țină, să nu se rupă. Măcar să-l învârt de 2-3 ori. Deci l-am lipit și pe ultimul. Așa arată fidget spinnerul nostru. Sunt curios dacă se învârte. Uitați ce micuț e, foarte, foarte micuț. Iar acum avem nevoie de acest dispozitiv. Este prea micuț și nu pot să-l țin de acest rulment. Știți cum se învârte un fidget spinner normal? Să-l ții și să dai să se învârtă. Și am degetele prea mari pentru rulmentul ăsta, așa că o să mă ajute acest suport. Deci dacă se și învârte, măcar o singură dată să dau așa, să văd că se învârte, mamă, deci n-am cuvinte. Bun, 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 perfect. Perfect. Și acum tobele pe fundal, haideți să vedem dacă se învârte. Deci am emoții. 3, 2, 1 și... Ha. Se învârte, dar se învârte foarte, foarte încet. Chestiile acestea sunt din plastic și nu are greutate. Super, super tare. Deci vă rog să apăsați butonul de like, eu zic că merită. Familia IBM a făcut cel mai micuț spinner. Apăsați acolo butonul de like să strângem cât mai multe like-uri la acest clip. Ok, acum că l-am testat și am văzut că merge, ne-a reușit acest micuț spinner, o să-l scot de aici și încerc să-l țin în mână să văd dacă reușesc să-l învârt. Nu merge, deci așa nu merge. Nu pot pentru că e prea micuț și dacă îl țin așa de aici, nu mai îmi dă voie să-l învârt. Blochez acest rulment. Degetele sunt mari pe lângă acest spinner, credeți-mă, deci sunt mari la cum arată el, la cât de micuț e. Ok, family, am făcut și cel mai mic fidget spinner. Sper să apreciați și să apăsați butonul de like acolo într-un număr cât mai mare. Cu voi astăzi a fost Bogdan și ne vedem, bineînțeles, fraților, la următorul video. Pa!